este legată de faptul că în principiu mă ghidez în viață după a nu fi înțelept. Ca să-l contradic pe Mihai, pentru că înțelepciunea de obicei au cei care privesc în urmă. Și să vă zic că de câte ori înjurați Federația Română de Sociologie, mă înjurați pe mine direct ca fiind principalul fondator al ei. Așa? Asta când mai înjurați pe listă, să știți pe cine înjurați. Bun. O incursiune în arheologie, speo-arheologie, nu este un lucru ușor de făcut. Eu încerc să leg cumva de lucruri găsite în România de speologi și care au fost preluate și duse foarte departe de cercetători. Ele țin de multe ori de întâmplare. Cum a fost și cazul, descoperirile țin de multe ori de întâmplare, au fost și cazul celor din Coliboaia, sau țin de multe ori de tenacitatea celor care gândesc să se specializeze atunci când caută în peșteră și altceva decât formațiuni sau să alerge prin peșteră. Practic, eu am început nebunia de speologie, alergând prin peșteră, și eram unul din concurenții temuți ai focului viu, acum nu mă mai pot pune cu voi, pentru că sunteți mulți aici. Și atunci era cam tot așa, când exploram Ciurponor, de exemplu, sistemul Ciurponor Ciurizbu, era un port pe o peninsulă, acolo la intrare în gura Ciurului, și dincolo erau 60 de porturi. Și de obicei, aveam loc în poartă la focul viu, că erau mai mulți fotbaliști din Cehia, Polonia, Dragoman nu știe mai bine. Sau ne făceam glume unii altora, când, de exemplu, s-a găsit sistemul JOC, J2, cea mai mare peșteră descoperită într-o mină, în pădurea Craiului. Când s-a dat cu banul cine merge pe aripa din stânga și aripa din dreapta, și fotbaliștii au zis, las că e o glumă, îi las acolo, îl trimite pe bunicul, nu? Sau pe cine a zis nu? Pe bunicul și pe Chiriță. Și au luat puțul mai mare și am intrat pe strâmbare și am avut șansa să merg mai departe, dar până la urmă am luptat în echipă de fiecare dată. Mai sunt câteva picturi din... Pe la Peșmer am fost acolo. Exact. Și mă opresc un pic la imaginea asta, pentru că eram la un curs despre arheologie și cei care doriți să participați la un astfel de curs, putem în continuare să organizăm cu Asociația Franța-România Speologie, o asociație parteneră a Federației Române de Speologie. Pusesem cu un arheolog de acolo, care ne-a arătat inciziile fine făcute de oameni preistorici. Erau niște incizii de dimensiuni 15-5 cm, care erau încadrate diverse incizii reprezentând urși, capre, lei și așa mai departe. Și după ce am făcut căutarea asta pe un perete cu incizii, a spus-o și acum să căutăm ceva care sigur o să vă sară nou. Eu stau pe etate, da. Și toată lumea a plecat să caute ceva, o incizie care să ne sară în ochi, da? Bun. Eu, cum aveam o nevoie, am zis, ia să mă pitesc după piatra asta mare, să fac un pipi aici. Și eram cu, nu am sens lumina, eram cu ochii pe piatră, pregătit de operațiunea anti-incendiu. Și arheologul strigă, bravo, ai găsit pictura, în momentul ăla, toate organele au fost în stare de șoc și, într-adevăr, era o pictură care avea cam 3 metri, așa, un cal superb pictat, pentru că cei care l-au pictat aici au ajuns mai sus cu, se pare, cu alte instrumente decât adică au avut pensula
pusă în băl sau avut un suport cu care s-au copățat să facă lucrurile. Am văzut ambele teorii. Da, și ilustrații cu ei, cu prăjina. Sunt ambele teorii. Pare naturală. Mulți artiști, Matis, când am bătrân și stăteam în pat, avea un prelungitor pentru cărbune și se vedea și făcea niște desene uriașe cu perete. Da. Bun. Și am mai găsit asta în Chauvet. De exemplu, Chauvet sunt... am descoperit eu niște gravuri pe un tavan care e la 5 metri de pădă. Dar nimeni nu s-a uitat în ideea. Și după ce mi s-a explicat ideea asta cu bățul, mă uitam pe pereți pe locuri unde nu se găsise ceva. Deși am avut șansă să găsesc niște mamuți pe tavan. În premieră. Asta e, deci povestea asta am spus-o legat de ce a zis Mihai, că întotdeauna trebuie să ne uităm pe unde plecăm. În principiu e greu să ne ținem de astfel de poveste, să ne uităm pe unde călcăm, pentru că există, de exemplu, dacă ne gândim la ce înseamnă arheologie și artă rupestră, ea ține, această artă ține de anumite peșteri. Deci, dacă mergi, să zic, în Șura Mare, e clar că nu trebuie să ai grijă pe unde calci, pentru că o să calci pe pituri sau pe cioburi. Sau... Dar, din contră, la intrarea în Șura Mare, de exemplu, pe dreapta, e o mică peșteruță, unde s-au descoperit foarte multe vestigii. Una e Gaura Frunțoane, nu? Da, Gaura Frunțoane. Așa, și peste drum... Șura mică sau cum e? Peștera lui Cocolta. Aia e mai încoace. Mai încoace. La 10 metri de intrare pe dreapta. E o peșteruță în care s-au găsit foarte multe vestigii. În principiu dacice și predacice. Și la tot în zona iată, au făcut așa acolo, la Cioclovina. A, Cioclovina este deja o... Cioclovina este un tezaur. Și craniul de om din Cioclovina uscat. Cioclovina este una din peștele cu cel mai mare, să zic, în momentul de față, tezaur inventariat din România, legat de aicitul Dodubel. De exemplu, acești bizoni sunt făcuți printr-o tehnică foarte ingenioasă. La 10 metri distanță de ei, apa a format un lac. Da? După ce apa s-a retras, argila s-a uscat și omul preistoric a prelevat sau a luat de acolo din groapa aia cu argila uscată două, trei forme. Care sunt astea? Ele au cam aproape dimensiunea asta care o vedeți, este și în realitate. Da? Le-au luat și le-au modelat. Deci au găsit în argilă practic formele. Și, după cum o să vedeți și în alte părți, majoritatea reprezentărilor exploatează forma calcarului, formele date de natură. Diverse reprezentări, unele sunt incizii, altele sunt gravuri. România, în momentul de față, are semnalate... trei locații importante cu artă rupestră, picturi și incizii. Cel mai vechi identificat este Cuciulatul, Coliboaia, că e pe Valea Sighișteului, și Roșia cu Ciur Izbucu. Poate o să mai spuneți că ar trebui să menționăm aici și Peștera Chindiei, dar Peștera Chindiei are picturi de factură, aș spune eu, cel mult medievală. Nu merg atât de mult în Peștera Cuciulat. E o poveste și aici, dacă e sau nu e pictură, e vestită pentru căruțul și felina de Cuciulat. Ea mai seamănă ca și reprezentare cu o peșteră din Rusia, parcă Capova, unde mai au așa ceva. Coliboaia,
pește la care se ajunge foarte greu aproape de ea cu mașina, la fel de greu pe Valea Sighiștelui sau pe sus prin Măgura cu Pasul. E o peșteră cu un portal imens sub care s-au descoperit vestigii de nivel medieval. Accesul după Sala Mare este ceva de genul ăsta, când apele sunt normale. Are două sifoane pe care trebuie să le treci, din care unul este de vreo 15 metri cel mai dur. Pe tot parcursul peșterii întâlnim grifade, șefuiri, oase. Ce înseamnă grifade? Grifada sunt acele, de le vezi acolo, zgârieturi făcute de urs, sau pe rocă, sau pe argilă. Sunt ușor de identificat. Polizajele astea, șlifuile, sunt mai greu de identificat, dar după ce le vezi odată, după aia îți dai seama, după acolo, le găsiți și prin oraș, pe băncile astea făcute din mozaic, unde omul a stat foarte mult și le-a lustruit ceva, înseamnă cu așa ceva. Pe nivelele superioare, dincoace de sifoane, mai sunt urme de carbon, dar nu poți să le atribui neapărat omului, sau poate să fie de altă factură adusă acolo. Cert este că peștera, cândva în istoria ei geologică, acum vreo 20 ceva de mii de ani, probabil a fost un proces de depunere foarte intensă a carbonului, care a creat gururile și bazinele și a obturat parcursul peșterii. De aceea, astăzi ne este foarte greu să credem că om preistoric a ajuns aici și a ornat. Sala asta a avut șansa să scape, deși și picturile sunt destul de deteriorate, prin faptul că este cumva la vreo 7 metri față de nivelul actual de curgere al apei, dar și aici podea, după cum observați, a suferit depunere foarte intensă de calcit, sunt mururi și spurgeri de copac. Da. Deci aici avem cum intri în sală, primul lucru care te întâmpină e vizorul, dreapta. După aceea celelalte picturi. Așa cum ați văzut și în scrisurile, au fost găsite de Tudoruș, unul despre lor de la Ștei și de la Arad. Ulterior am chemat cercetători din Franța care le-au datat și le cercetează în continuare împreună cu cei de la Muzeul Țării Creștilor din Arad, respectiv Călin Dimiș, care este coordonatorul cercetării. De obicei cercetările astea durează foarte mult, pentru că odată identificate, omul de rând nu are voie să se mai apropie, accesul chiar și pentru cercetător trebuie pregătit, să nu creeze impact important asupra lor. E foarte ușor transmis de afară spor sau alte bacterii care degradează foarte ușor materialul organic în care ele sunt realizate. Aici este o gravură. Care poate la mulți zice, da, s-a plecat cineva de perete. Încă nu s-a ideat. Aici este acest bizon. Aici, dacă vedeți foarte bine cum s-a exploatat forma calcarului, aici pentru coada picioare la fel. Vedeți că omul preistoric doar a conturat anumite elemente care deja erau naturale. Acum, când vedeți un astfel de desen, cum vă puteți da seama că este vechi sau nu este vechi? Primul indiciu este dacă apar aceste grifade ale ursului peste, da? Pentru că ursul de peșteră, după unii, este extinct de 10.000 de ani, după alții de 26-25.000 de ani. Și atunci este clar că desenul este mai vechi decât
acel urs care a trecut pe acolo. Aici un urs s-a plecat și și-a lăsat și amprentele pe bizon. Ok, aici să vă las să descoperiți ce se ascunde. Ia, ziceți-mi ce poate să fie aici. Asta e o codiță. O coadă, da. Aici sunt niște coarne. Da? Bun. De ce nu e capul în jos? Asta e crupa, gâtul și botul ei oricum în sus. Aici e pieptul. E bun și asta. Da. Bun. Deci, vă fac o sugestie. Aici e un cap. Da? Aici sunt coarnele care merg în spate. Și aici deja este pieptul și coboară spre picioare. Da? Și aici, vedeți, piciorul din spate, conturat, coboară pe picioare. Și de aici vine spatele și coarnele. Deci, dacă vă uitați în legile de desene figurative, se văd mult mai bine, atunci tipologia este un indicator foarte important pentru cei care identifică. Acum, ce se întâmplă? Cel care se ocupă de o cercetare a unui astfel de fenomen de picturi, are o metodă cu un transparent, cu o lungă de led ca să nu fie caldă, care e poziționată într-un anumit unghi și copiază absolut toate petele, după care le procesează pe computer și atunci suprapune cu tipologie existente. Cel Bostea era un cel care era mare cât un cal, ca să vă dau așa elemente. Lopătăr? Nu, Megacerus. Uite, posibil mega ce am scris acolo. Și aici un cap de urs, cred că ăsta e ușor să-l identificați. Tot la fel partea de gât, botul și urechi. Eu cred că e altceva. Exact. Bun, ia să vedem aici. Scrie o sperină sau cap. Adică pisică sau cal, destul de piață. Destul de lei erau figurați sau cai. O să vedem mai încolo tipologia în această pește, mai degrabă este un cal în alergare. De aici, să vedem, vedeți ceva sau nu vedeți? Asta este un căruț care l-am descoperit eu într-o filidă și în sala asta eram cu arheologii francezi și Jean-Claude explica ceea ce crede el că era mentalitatea celor care... Jean-Claude este cercetătorul care a condus colectivul de la Chauvet și în alte descoperiri foarte importante din Franța, este unul dintre giganții arte rupestre mondiale și el explica în general care crede el că este psihologia celui care concep. Deci întotdeauna se așează într-un mod confortabil și aici undeva, cum ar fi peretele în peșteră, era o firidă așa, știi? Și m-am gândit, i-am zis, i-am gândit ceva de genul ăsta și m-am așezat în firidă. A, deja văd un cal și doi rinoceri. Ha, ha. Deci, așa, reacția lui Jean a fost, ha-ha, zic, nu, chiar e un cal și doi rinocere. Ăsta e căluțul și ăștia sunt rinocere. Unul din ei, celălalt e foarte șters, rinocere. Avem cornul, botul. Acolo, în realitate, vezi mai bine de ce. Pentru că, așa cum am spus, desenele întotdeauna conturează relieful. Deci exploatează forma de relief. Parcă dacă stai acolo, ai impresia că se naște din
Se desprinde din perete. Se desprinde din perete, da? Și aici, dacă gândiți un pic mai afară, rinocerul cu doi corn, ochiul, da? Parcă... Aici îl vedeți mai bine rinocerul, lumea o să zică nu e rinocer, că este elefant, nu? Sau... Mamut? Da, dar de fapt este un rinocerul cu două porți sau două coarne. Așa? Pentru că întotdeauna mamuții și elefanții sunt reprezentați cu tromba, așa, da? Și cu cei doi colți sub forma de omega, da? Asta e reprezentarea tipică. Iar rinocerii... Acum, legat de datări, aici sunt și alte urme care încă nu au fost studiate. De ce? Pentru că sunt acoperite cu crustă. Asta e alt indicator care vă poate spune că ceea ce reprezentarea de acolo este preistorică. Bruscuță testoasă e aia. Unde aici? Acolo. Dacă tu vrei. Păi cam rar să reprezentări de... Avem de jos în sus. Da, rar să reprezentări de testoasă în peșteri. Dar dacă țineți cont de ce v-am spus, că trompa este așa și colții omega, se poate scrie cu asta? Da. De obicei e ușor să prezinți un mamut. E așa, da? Când mi-a zis asta în șove, și eu am vrut să zic, bă, vor fi niște buci sau niște țițe. Nu. E reprezentarea mamutului în șove. Și este foarte. Sau dacă vedem din profil, este ceva de genul. Așa? Simplist. Da? Totdeauna este... Și aici îi se pun urechile... Hai de aproape. Din... felina din dreapta sau din cal au fost luate probe. Se și văd de aici, este probele lipsă pentru datare care arată că desenele sunt vechi de circa 36.000 de ani. Elementele stilistice despre care v-am spus, deci se văd mai bine pe de calul, da? Și acel element stilistic în care calul are o degajare aici. La fel la bizon, de reprezentare, mustățile și coarnele. Elevarea se face cu... Să vedeți, datările au un indicator de calibrare. Sunt calibrate pe mostre care deja sunt certe. Și ai niște prezentări din alte peșteri. Deci, dincolo de partea de manifestare artistică culturală, există în peșteri și numeroase depuneri. Sacre, așa le zicem noi, dar în realitate nu știm care a fost intenția celor care le-au depus aici. Aici vedeți din două peșteri aflate la distanță destul de mare între ele, dar cu tipologii asemănătoare. Jos este peștera cu morminți, da? O recunoaște și din cartea Peștere scufundate, cred. Iar în dreapta sus este o peșteră din Mehedinți. În mod normal nu pot să vă spun care este, pentru că nu e protejată în momentul de față, dar este unul dintre cele mai importante situri de depuneri din perioada masăra pre-dacic, cu 800 de ani înaintea dacilor, tracilor.
și jos aventura mea de a ajunge la mulțumiri tuturor celor care vedeți pe aici pentru tensia și zona roșia la care, în care vă invit pentru a o descoperi atunci când sunteți la școlile despre arheologie. Acum, răspunsul mai clar la cum să protejăm descoperirile preistorice este dat de faptul că numai mergând la o școală despre o arheologie, cred că reușești să poți face